Salutare lume! Andrei aici pentru Multilingo. Aceasta este partea numărul 11 din seria Pro-Germană. În partea numărul 10 din seria Pro-Germană am ajuns la pronunția literei E. Așa cum probabil vă așteptați deja, o să continuăm cu litera F sau WF. F, F. Aceasta se pronunță întotdeauna precum în cuvântul FOC. FOC. Și aici avem exemplele. Foto. Fotografie. Ufn. Dacă mai țineți minte, am vorbit despre cum se pronunță acest cuvânt. Ufn. Dacă nu știți, mergeți în videoclipurile, la videoclipurile precedente din seria ProGermanul și o să vedeți. Alt exemplu. Ofen. Ufn. Ofen. Ofen înseamnă deschis. Din nou, un cuvânt pe care l-ați mai întâlnit în videoclipurile precedente. Alt exemplu. Afen, care înseamnă mai moță. Bun. Următoarea literă este G. Se pronunță ca în cuvântul românesc gară. Asta dacă este la început de silabă. Exemple. Tage. Zile. GOT. Dumnezeu. Güte. Bunătate. Grupurile de litere G, E. G, E cu umlaut. G, I. Se pronunță G, G. Să exemplu. Gană. Care înseamnă cu plăcere. Geste, oaspeți, gipfel, vârf sau pisc. Și se mai pronunță ca la final de silabă. Spre exemplu, tac. Deci, în mod normal, nu se pronunță tag, ci tac. Care înseamnă zi, bineînțeles. Însă, fiți atenți. Tage, zile. Deci, tac, singular, zi. Tage. Zile. Bun. Se pronunță ca în odihnă în sufixul, adică terminația "-ig". Heilig. Ați înțeles? <laughs> Ați înțeles? Deci, se, uh, "-g", se mai pronunță ca în odihnă atunci când întâlniți terminația "-ig". Ok? Heilig. H-E-I-L-I-G. "-g", G se pronunță "-h". Heilig înseamnă sfânt. 80. care înseamnă 80. Bun, mai departe avem litera H. Aceasta se poate pronunța precum în cuvântul hartă la început de silabă. Exemplu, haben, avea, hell, care înseamnă luminos, heute, care înseamnă azi. Litera H nu se pronunță după o vocală dacă se află în aceea silabă cu ea. Ci este doar un semn grafic ce arată că această vocală este lungă. Ca și exemplu, avem na, care înseamnă aproape, zeen, a vedea, fro, care înseamnă vesel, fr, care înseamnă de vreme. Bun. Mai departe avem litera i. Se pronunță lung, lung, la sfârșit de silabă accentuată. Deci avem lung la sfârșit de silabă, accentuată. Exemplu. RISICO, RISC, Se mai pronunță lung înaintea unei consoane simple. Exemplu. Aspirin. Aspirină. Și se mai pronunță lung când este scris I, E. Spre exemplu, zip. S, I, E, B. Zip. Care înseamnă sită. Sau atunci când este scris I, H. In. Pe el. I. H. N. In. Excepție. De la această regulă face I în cuvintele monosilabice neaccentuate, cum ar fi prepozițiile bis, care înseamnă până la, sau in, în, bis, in. Acum, litera I se pronunță scurt înainte de consoană dublă, mitte, mijloc. Er nimmt, el ia, ja, blick, privire. Bun, am terminat cu această literă. Mai departe mergem la litera J sau în limba germană J. Se pronunță precum în cuvântul românesc iarbă. Asta în cuvintele de origine germanică. Spre exemplu, Jung, tânăr, Iugoslavien, Iugoslavia. Și se pronunță ca în românescul ajutor în cuvintele de origine franceză. Exemplu, jurnalist sau ca în englezescul joker în cuvintele de origine englezească. Ales clar, so Totul clar până acum? Bun, avem litera K. Se pronunță ca în românescul cap. Exemplu, kind, care înseamnă copil. Kino, care înseamnă cinematograf. Și mai departe avem combinațiile C, K și K, K. Se pronunță K. Dublarea consoanei indică faptul că vocala anterioară se pronunță scurt. Exemplu, Veca, ceas, deșteptător, acuzativ, care înseamnă acuzativ. Și mai departe avem litere, litera L sau L dublu. Se pronunță L. Destul de simplu, ca în limba română. Consoana dublă marchează scurtimea vocalei anterioare. De exemplu, lila, mov, stellen, a plasa ceva vertical. Bun, atât pentru litera L. Mai departe, litera M sau M dublu se pronunță ca în limba română. Consoana dublă, la fel ca și înainte, marchează scurtimea vocalei anterioare. Amaise, furnică, hama, ciocan. Și mergem mai departe la litera N și N dublu. Se pronunță ca în limba română. Din nou, consoana dublă, la fel ca și înainte, marchează scurtimea vocalei anterioare. Exemplu, banană, care înseamnă banană. Kenen, care înseamnă a cunoaște. Bun. Litera O în limba germană poate fi pronunțată fie lung, fie scurt. În continuare vom vorbi despre momentele când se pronunță lung. Ok? 1. La sfârșit de silabă, accentuată. Podium. Care înseamnă scenă. Bogen. Arc. 2. Înaintea unei consoane simple. Ton. Care înseamnă ton. 3. Atunci când este scris dublu O. Bot. Barcă. Mos. Mușchi. De copac. Și 4. Scris O-H. Col. Care înseamnă varză. Ok? FON, care înseamnă mâns. Bun, acum avem câteva excepții de la această regulă. Și anume, cuvintele monosilabice neaccentuate. Exemplu, prepoziția fon, f -o -n, care înseamnă de la. Ok? Și mai avem conjuncția ob, ob, care înseamnă dacă. Acum, hai să vedem cazurile în care o se pronunță scurt. Avem 1 înaintea unei consoane duble. Volen, a vrea. Kommen, a veni. Wollen, kommen. 2. Înaintea a două consoane diferite din aceeași silabă cu el. Spre exemplu, post, care înseamnă poștă, sau ot, care înseamnă loc. Bun, acesta a fost videoclipul numărul, nu mai știu care, 11. Bun, și acesta a fost sfârșitul videoclipului numărul 11 În videoclipul numărul 12 vom continua cu următoarele litere